Hello guys și bun venit, eu sunt Mișa, iar în urmă cu aproximativ 2 săptămâni au ajuns în mâinile mele căștile lansate de OnePlus anul acesta. Este vorba despre modelul Buds 2, un entry level, de fapt modelul cel mai accesibil de la OnePlus. Și am să vă arăt ca de obicei cutia în care au venit căștile și ce găsim în interiorul său, după care revenim și povestim mai multe și despre ele. Și așa arată cutia în care au venit acestea. De îndată am să o desfac ca să puteți să vedeți tot ceea ce am găsit în interior. Căștile erau frumos poziționate chiar aici, în centru, iar accesoriile le găsim sub și sunt mai exact. Acest cablu pe care îl vom folosi pentru încărcare, cablu roșu foarte simpatic cu mufă USB-A la USB-C, acest sticker tare drăguț pe care să-l lipiți voi pe ce vă doriți. Avem și aceste dopuri de dimensiuni diferite, astfel încât să se potrivească aceste căști pentru fiecare utilizator. Avem montate deja un set pe ele și încă două de rezervă de dimensiuni diferite. Mai exact, avem setul L, cel mai mare, și setul S, cel mai mic, pentru că pe căști avem deja M-ul. Vedeți voi care vi se potrivește cel mai bine, astfel încât să stea corespunzător căștile pe urechi, în urechi de fapt. Iar în continuare mai avem și un user guide alături de informații legate de siguranță și garanție. Și am să mă opresc puțin asupra acestui user guide pentru că mi se pare foarte frumos structurat totul în el și super util pentru fiecare nou utilizator. Pentru că aflați încă de la început ce face fiecare cască, ce face carcasa de încărcare cu fiecare buton al său, tip fit, cum să punem acele căști despre care vă povesteam, căpocelele, despre pairing și conexiune, ce aplicații avem nevoie să folosim, ce facem de pe cască, practic tot ceea ce avem nevoie găsim în acest scurt user guide și mi se pare extrem de util. Carcasa de încărcare a acestui nou model are un luciu metalic, aș spune eu, pe capac, cu o nuanță de gri puțin mai deschisă decât restul. Și restul corpului are și ceva picățele care arată foarte, foarte cool. Portul de încărcare îl găsim în partea din spate, alături de butonul mascat pe care îl vom folosi pentru a conecta căștile la un alt dispozitiv. Și pe partea din față, chiar aici, găsim un LED care ne indică statusul bateriei. Iar căștile sunt poziționate și ținute bine pe poziție cu ajutorul unor magneți puternici. Și au și ele acest model cu mici picățele, după cum se poate observa, precum carcasa de încărcare, și avem o formă de pastilă pentru zona vizibilă, bineînțeles, cea care nu stă în ureche, iar pe această pastilă putem să observăm și o zonă circulară, aceasta fiind zona de gesturi a căștilor, de pe care vom putea, spre exemplu, să punem play, pauză cu o singură atingere, la o atingere dublă putem, de exemplu, să dăm skip la piesa următoare sau putem să răspundem la un apel, iar la o atingere triplă am putea reveni la piesa anterioară. Toate aceste gesturi sunt personalizabile și puteți să vă faceți propriile setări. Dacă veți folosi un telefon OnePlus 6 sau mai nou, dar și cu alte telefoane cu Android chip. Este vorba despre aplicația Hey Melody, care, în ciuda faptului că există atât pentru Android cât și pentru iOS, nu a funcționat pe un iPhone pentru găsirea acestui model de căști cel puțin, deci am ales să le folosesc un telefon cu Android în această perioadă pentru a mă bucura de toate funcțiile de care dispune cu ajutorul aplicației. Dar revenim puțin la căști, acestea sunt destul de mici pentru a fi folosite și de cineva cu o ureche care nu este tocmai mare, așa cum e cazul meu. Sunt ușoare, mie mi s-au părut foarte confortabile, au stat bine în ureche și se simt ok chiar și după o perioadă ceva mai lungă de utilizare. Și vin cu protecție IP55, deci nu trebuie să vă faceți griji dacă le veți folosi, de exemplu, în timpul antrenamentelor la sală. Iar cel mai mult, eu trebuie să recunosc că am apreciat faptul că avem Active Noise Cancellation pentru a ne putea bucura, bineînțeles, de o experiență completă și mi se pare că n-ar trebui să lipsească acest feature când vorbim despre o pereche de căști. Din aplicație putem activa sau dezactiva această funcție sau putem să trecem pe modul de transparență, să fim aware de tot ce se întâmplă în jurul nostru. Putem folosi equalizerul pentru a selecta unul dintre preseturile disponibile sau, de ce nu, pentru a ne crea noi profile proprii cu preferințe ale sunetului. Iar personalizarea gesturilor de pe căști, despre care vă spuneam puțin mai devreme, o facem tot de aici, bineînțeles, astfel încât să ne ajute cât mai mult în activitățile pe care noi le facem de obicei, atunci când, de exemplu, telefonul ne dorim să stea în buzunar și să avem control asupra mai multor caracteristici direct de pe căști.
NordBuds 2 vin de fapt cu aceleași drivere dinamice de 12,4 mm ca modelul anterior. Avem aceleași codecuri, deci o calitate audio asemănătoare, însă cu mici îmbunătățiri aduse. Mi se pare că au o calitate a sunetului bună, iar fiecare presetare vine cu caracteristici specifice, pe care bineînțeles că voi le puteți încerca, le puteți testa pentru a putea să vă dați seama ce anume se potrivește cel mai bine cu gusturile voastre, dar și cu tipul de muzică pe care o ascultați fiecare dintre voi în mod normal. Și un alt detaliu important este microfonul, care mie mi se pare că are o calitate foarte bună, reușind să suprime destul de bine zgomotul de fundal, ceea ce pentru mine le face chiar potrivite pentru apelurile vocale. Și așa cum vă spuneam și mai devreme, aici vine în ajutor și anularea activă a zgomotului de fundal, o caracteristică nouă care vine acum și pe acest model, împreună, bineînțeles, cu izolarea fizică pe care o au căștile atunci când noi le poziționăm în ureche, astfel că ne vom putea bucura de o experiență audio foarte ok din punctul meu de vedere. Dacă le veți folosi la gaming cu un telefon OnePlus, să știți că jocurile vor declanșa automat modul de joc cu latență scăzută, pe când dacă veți folosi un alt device, va trebui să activați acest lucru manual din aplicație. Și la capitolul conectivitate, trebuie să vă spun că eu n-am întâmpinat niciun fel de problemă în această perioadă de testare. Nu mi s-au deconectat căștile și nici nu mi s-a întâmplat să aștept după ele să se conecteze sau să nu fie vizibile. Iar bateria a ținut undeva între 6 și 8 ore în funcție de ce am făcut cu ele și dacă am ținut pornit sau oprit modul noise cancelling, bineînțeles. Și după doar 10 minute de încărcare aici în carcasă, am obținut undeva la 2 ore și ceva de utilizare cu Active Noise Cancelling, respectiv 3 ore și puțin fără Active Noise. Tot ceea ce pot să vă spun este că mie personal, NordBuds 2 mi se pare o pereche de căști entry level excelente, care oferă funcțiile principale și ceva mai mult decât ceva ce și-ar dori orice utilizator basic de căști, și vorbim despre o calitate a sunetului bună și un preț decent și chiar corect. Sunt curioasă vouă cum vi se pare și aștept feedback-ul în secțiunea de comentarii și sunt de asemenea curioasă care sunt acele criterii după care voi vă alegeți o pereche de căști wireless în general. Și hai și cu like-urile dacă vreți să mă susțineți. Vă pup!